Imagini savuroase au fost surprinse de către biologul Claudia Dănău din cadrul Parcului Național Retezat. Este vorba despre o turmă de capre negre ce și-au croit drum prin zăpadă, până spre stânci, de unde au zburdat în voie, nefiind deranjate nici măcar de zborul vulturilor. Capra neagră are habitatul în zonele stâncoase montane din Europa. Grație musculaturii foarte dezvoltate și a copitelor despicate, capra neagră se poate deplasa cu ușurință în zone stâncoase inaccesibile altor specii, de unde își procură hrana și se refugiază din fața prădătorilor. Ele se hrănesc cu măceșe, muguri și vlăstari de foioase sau conifere, frunze de plante diferite, iar iarna caprele consumă mușchi sau licheni. Reprezentanții Parcului Național Retezat reamintesc turiștilor să nu hrănească animalele sălbatice, să nu se apropie de ele și să nu le atingă.